Nu învățăm ca să știm, ci învățăm ca să devenim. Raționamentul pivotal, esențial, pentru care se predică Evanghelia, pentru care se citește Cuvântul lui Dumnezeu, nu să ne crească cap. Noi trăim o vreme în care, la nivel strict intelectual, poate intelectual, poate că am pretențios totuși, dar la nivel al cunoștințelor așa am crescut, dar ne-am răbușit la nivel practic. Vrea să continuăm să rămânem în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea să bată o adunare, pune slujitori care n-au autoritate, oameni care n-au puterea să predice Cuvântul. Uitați-mă, suntem într-o confuzie inimaginabilă în vremea noastră. Noi confundăm de pildă inteligența cu înțelepciunea. Confundăm bucuria cu distracția. Și avem, confundăm harul cu plăcerea. Dacă i-a plăcut, el zice că a fost sar, spune la toată casa, ce a fost el, numai că e tot ăla. Ca să faceți diferența dintre har și plăcere, să ne adâncim privirile în Scriptură. Vă aduceți aminte o poveste teribilă, de fapt, din istoria lui Israel, când după 3 ani și 6 luni de secetă și de foame, de implicit de foame din Israel, pentru că era o vreme de recesiune spirituală, Dumnezeu i-a spus lui Ilie, cheamă poporul pe munte, că vreau să dau ploaie. Și 850 de oameni, prorocii lui Baal și Astartei, au urcat pe Carmel. Carmelul se ridică din Mediterana. Cei care ați fost în Israel, poate v-ați, sau cei care n-ați fost mai degrabă, vă întrebați de unde au avut apă. De unde au avut apă evreii să umplă șanțurile din jurul altarului, vârful muntelui, după 3 ani și 6 luni de secetă? Carmelul ieșea din mare. Și vadră după vadră au dat din mână în mână, până când au umplut șanțurile. Pentru că toți erau curioși, noi n-am putut face nimic, îi umplem șanțurile de două ori, cum zis eu. 850 de oameni au făcut un tărăboi de dimineața până seara. Dacă noi am fi fost la poalele Carmelului, ce am fi zis pe Carmel? Har. Dar au fost har? S-a întâmplat ceva pe Carmel? O venit ploaia pe Carmel? Nu a venit. După masă a venit un bărbat, numele lui este Ilie Tishbitul. El era din Cisjordania de astăzi. A trecut Iordanul și a venit în Israel. Un oarecare. Bărbatul acesta, dacă eu i-aș fi fost, mă spuneam de onoarea asta să am membrii din ăștia, dar zic, dacă, eu nu l-aș fi pus să se bage în programul de dimineață. Aș fi zis că nu te știi ruga, trebuie o introducere complicată, să nu știe nimeni ce zici, trebuie o încheiere stufosă și să lipsească esența. Suntem într-o altă confuzie. Vorbă multă, hazmă puțină. Și Ilie s-a rugat trei lucruri extrem de clare, într-o rugăciune coerentă, s-a rugat așa. Doamne, aș vrea poporul să cunoască că Tu ești Dumnezeu. Amin. O spune. Aleluia. Doi. Aș vrea să știe că eu sunt robul Tău. Aleluia. Asta e foarte important. Foarte important. Și trei. Aș vrea poporul să știe că ce fac e la porunca Ta. Și-o zis amin. Vă întreb. Ție ți se pare că asta e rugăciune cu har? Noi am fi zis, ce sec. Poate ai fi și zis pe Ghila Baptiști. Odată că s-a rugat în trei puncte, reorganizat. Și totuși, a venit foc din cer, apa din șanțuri a secat. Foc sfânt a coborât peste altar, că dacă nu coboară foc sfânt, noi facem foc de paie. Petru s-a dus în curtea marelui preot cu gândul să se încălzească. Și știți unde s-a pus? Nu nimerit lângă focul Duhului. Nu nimerit la focul care l-au atins vrășmașii Domnului. Acolo te gândești că te încălzești, dar te arzi. Tu te-ai fi dus lângă Domnul? Nu te privi. Bătut, scuipat, într-un colț umilit, te-ai fi așezat lângă el?
ție lângă șeful îți place. Înțelegi în seara asta, spun asta ca să vină în completare la ce zice Nelu. Dar nu vă imaginați că am plecat de acasă în numele Domnului să vă taie în bucăți. Dar nici nu mi-am propus să vă cânt în strună. Mi-am propus să fac ceea ce m-a chemat Dumnezeu. Amin. Să vestesc Evanghelia. Prefer să fiu tăiat în bucăți în numele Domnului. Decât să mă scoate Hristos afară în ceasul veșnicii. Și de aceea, har înseamnă când poporul are pe buze, coborând de pe Carmel, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Aleluia. Dacă vreți să vină ploaia Duhului, atunci vă rog, dezbrăcați-vă de prejudecăți. Amin. S-ar putea unii să vă gândiți așa, să mă ascultați greu, că vin din o altă mișcare. Dar să știți că cel mai mare și bun prieten meu este la Pentecostale, vă puteți mica. De ce mi-s prieteni? Sunt prieteni cu oricine, din orice mișcare din lumea asta, care se închidă cu bucurie înaintea Domnului. Oricum când va veni Hristos, va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și ascultați-mă ce vă spun. Nu-i treaba mea venind la voi să smulg mechinarea. Treaba mea este să seamă grâu. Aleluia! Când va veni El, cu mare grijă, va smulge neghina și mare în campo. De deocamdată lăsați-le împreună. Și tu fii preocupat la muntele Sionului, nu de neghină, ci de grâu. Și când o să ai preocuparea asta, este o cântare extraordinară, care cumva parafrază, că nu știu povestea întreagă, versul, vă spun, să nu fii un pari numai. Dacă ai... Deci, imaginează că acum am vedea și am stat să vedem dacă grâu cu Bogul în spit. Noi ne discutăm acasă, discutam cu Petre, că noi avem vreme, azi dimineață ne-am culcat la 3 și ne-am trezit și tot am vorbit. Deci, de 3 să le încoace gura, nu mai tace. Și am vorbit și o să zic, dar ce mă gândesc, am zis Petre? Mă gândesc la cine ai spus la început, că aș vrea fiecare seară când termin să zici, deci, ce am de făcut acum? Deci, ce urmează să fac? În seara asta e vorba despre adevăratul slujitor, dar autoritatea lui. Și am ales un text. Suntem convins că sunt mult mai multe altele, poate unele chiar mai bune decât astea. Dar eu vă citesc acum din 2 Corinteni, capitolul 10. 2 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 1. Să ascultăm ce spune Duhul Dumnezeu în locul acesta din Biblie. Dacă cineva mai are întrebări, chiar dacă ne rog, nu știu dacă ai limitat cumva doar la timpul acela, de atunci încoace puteți să puneți întrebările. Nu o să am nicio problemă să vă spun că nu știu răspunsul la întrebare, vă spun de pe acum. Eu sunt un om. Zice poetul de cântare, sunt doar un om. Și sigur că întrebarea pusă, ne este pusă tuturor și aș vrea tuturor celor ce puneți o întrebare să vă asumați apoi răspunsul. Adică să nu puneți întrebarea de dragul întrebării, ci să puneți întrebarea pentru că chiar căutați un răspuns. Și din câte capete aici, sfetnici suntem aici, nu se poate să nu iasă cel mai bun răspuns. Nu se poate. Mulțimea sfetnicilor, zice Proverbe 24, dă biruința. Și de aceea mulțumim lui Dumnezeu că suntem mai mulți în seara asta. Eu, Pavel, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu cel smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe, vă rog dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora, care își închipuiesc că noi suntem mânați de firea pământească. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile.
Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Amin. Îndată ce se va sfârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. La înfățișare, vă uitați, dacă cineva crede că este al lui Hristos, să aibă în vedere că după cum El este al lui Hristos, tot așa suntem și noi. Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Zic așa ca să nu se pare că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față, El însuși este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Cine judecă așa să fie încredințat că, așa cum suntem în vorbă în epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă când vom fi de față. Amin. Mulțumim să vă așezați. Ce avem până aici? La prima noastră întâlnire am tratat un subiect care pare un pic ieșit din linia sau foaia de parcurs pe care frate Nelu s-a gândit să o dea întâlnirilor noastre. Deși nu ieșită deloc, dacă mă gândesc bine, pentru că ce slujitor ar fi adevăratul slujitor fără să aibă o închinare adevărată? Amin. Și când ne-am uitat prima seară la pericolul închinării faraonice, și-am spus, faraon n-a murit. El trăiește într-o versiune modernă și ne contaminează închinarea noastră. Știe cineva cum arată închinarea faraonică? Care era primul lucru? Ne-am folosit de un text din Exodul capitolul 5. Și ne-am uitat că faraon, în nerușinarea lui, a spus, eu nu cunosc pe Domnul. Și nu voi lăsa pe Israel să plece. Sunteți ai mei, sunteți robii ai mei și aveți alternativa să vă închinați, dar cu închinarea pe care vă propun eu. Care a fost prima propunere a lui faraon? Să ne închinăm, dar unde? În țară. A spus noi, o închinare fără separare. De ce să părăsești domeniile Egiptului? Cânti la cor, ești în comitet, poți să fii predicatorul adunării, membrul acela care mimeze vravia în adunare, dar n-ai părăsit niciodată domeniile Egiptului. Numai atunci știi ce se întâmplă peste săptămână? Este o închinare faraonică, e o închinare fără separare. A doua propunere pe care a făcut-o faraon, care a fost? Dacă totuși vă duceți, nu vă duceți prea departe. Rămâneți amestecați. Așa că să nu-și dăie nimeni seama dacă sunteți sau nu sunteți. Și era la noi în Necos, care e o vorbă care aproape că mă deranjează, atât e de adevărată că aproape că mă deranjează. De ce mai de mult pocăiță? Dar de ce mai de mult? Oare de ce să vorbească despre pocăiță la trecut? Asta e o vorbă care îți o spun nu pocăiță, oamenii din lume. Băi, zice, nu mai sunteți mai de mult? Dar ce era mai de mult? Mai de mult știai că până aici e Egipt și de aici încolo sunt alții. Amin. Dar nu mai știi. Noi ne-am folosit de un exemplu, istoria lui Manase, și am zis că Manase a făcut mai mult rău decât toți. De ce? Pentru că n-a mai dat posibilitatea poporului să aleagă între templu și înălțime. De ce? Că Manase le coborât în templu. Așa că închinarea idolatră o invadat templu, dacă până ei oamenii se gândeau în șabat, unde ne ducem? Pe înălțime sau la templu? După ce o venit, Manase nu mai putut decide. Tot era o grămadă. Adică tot o apă și un bărbat. Nu străbă închinare mai periculoasă decât închinarea asta amestecată. Apoi ce o să-ți faraon? Care a fost a treia propunere care a făcut-o faraon? Dacă totuși vă duceți, duceți-vă, dar cine să meargă? Ăștia care sunt mai încuieți așa, bătrânii. Dar copiii?
să rămână copiii. Îi dai în școală să se crească ei, să crească cu... Cineva m-a întrebat care este diferența dintre copiii musulmanilor și a noștri. Odată am zis pentru că diferența e ca un copii. E o mare diferență. Deci în Europa, noi suntem foarte prost, lumea, așa zis creștină, noi suntem 1,5. Da? Deci un copil și jumătate la o familie. Ei au 8 la 1. Dacă încă în 20% demografic e ăsta, ei ne domine numerii 2, el la 5 ani știe jumătate Coranul, nu știe lucra pe iPhone, pe iPad și pe... Una e una, alta e alta. Înțelegeți? Deci o închinare fără copii, dacă nu se poate în generația mea, atunci să se întâmple catastrofa în generația copiilor mei. Abia acum înțeleg de Deuteronom capitolul 6, învață-te rog pe copiii tăi. La casă îl înveți ce trebuie să faci. Să-l crești tu. Dar tu vrei să-i faci casă. Așa că ți-aduci fata la copii. Fata, dacă nu pui cane peste tână, dintre de unghiurile, că ți-l bate, îi bagă în dulap și îl bate. Fata nu simte nimic. Am rămas uimiți cu Marcela umblând prin Cluj că se construiește o clinică de nevroză infantilă. Adică copil bolnav cu nervii. Secție de nevroză infantilă a fost și până acum. Dar acum e nevoie de o clinică? Oare de ce? Oare să nu mai aibă cine e legat copiii? N-ați auzit? Ce spunem noi? Am adus din America copii, unde să ducă noi avem biserică? La trupe, zicea. Păi, ce, Sabina, Laura, ce vă zic? Dacă mama ta s-a ce un semn la biserică, când te plecai, cu să băia bani. Păi dacă s-a făcea un semn în biserică, mama ta să-i caut, taică tu, păi îți țăpeneai în bancă, nu te ridicai nici când să zicea ani la final. Te uitai la mama, dar acum mă pot ridica. Da, zice, acum hai acasă. Am un ce zice noi la copii. N-are răbdare. Oare să nu fie reglat? Să-ți-o deregleze tableta? Când la noi mama tușea în casă, vine cineva, mama ne ține o teorie complicată înainte, când vine cineva în casă, noi, au. Noi când vine cineva, gură casă. Mama tușea. Păi când o tușe, mama nu-i mereu ușa. Eu când tușesc, am ei de gând, mi-am rece strepsil, dacă... Cred că ai reușit de copii la multe lesiuni. E diferență. E bine are fără copii. S-a demonstrat și s-a dovedit foarte clar că un copil care stă cu capul rezemat pe pieptul mamei și ascultă bătăile mamei, se reglează posibil. De aceea avem clinică de nervoză infantilă, că avem o închinare pentru copii. Vine la biserică, dar n-ai nicio autoritate. Ai luat două pungi de chipsuri, două mașinuțe, patru tractorașe, două păpuși barbii, așa că ai desacralizat casa Domnului. El știe că la biserică e spațiu de joacă. I-ai dat tableta, trei caiete de colorat, aici e casa Domnului. A fost undeva în țara asta la o evanghelizare și atunci a cântat, îmi scapă sora nevăzătoare de la Cluj, Tania, ea a cântat, că nu l-a văzut, dar eu l-am văzut. O deranjat în plic, un copil care își lăsa o mașinuță de la ușă până în dreapta asta de aici. Biserica era foarte în amfiteatru, înclinată, o mașinuță, peste toate rosturile la agresia aia, pum, să iese aici. Și-a făcut asta tot timpul, tot timpul. Și-am zis, sper să nu fac asta când încep să predic, că trebuie să mă opresc. Și-a făcut. Și-am ieșit după angon, am și-am luat la primăria și-am așteptat secundă. Și-am zis, unde-i mama ta și taică tău? Mama și-aia la etapa. Am zis, la mama ta și la taică tău. Și spune că aici e casa lui Dumnezeu. Amin! Înțelegeți? Amin! O închinare pe unde cruci. Dar ce să-l faci pe copil? Să înțeleagă la ce venim noi aici. Aici nu venim la distracție. Aici intrăm și stăm într-un singur fel. Nu surorile îndreaptă și frații în stânga. Noi nu-i externat, nu aveți probleme cu chestii de soiul ăsta. Că unii stă nepasă și unii stă bărbatul. Sper că n-aveți să ne prejudecăți.
Nu aici se sent un singur fel. Fiindă și piară. Și apoi ne-am uitat la ultimul adevăr. Nu e lista completă, ci lista e aia asta. O închinare fără preț. Duceți-vă și închinați-vă, dar lăsați-vă pe animalele cu noi aici. Voi când se anunță așa că faceți o... Oare să zic asta, să se numește? Când se anunță că vreți să faceți o colectă, vă mai bine să veniți la biserică. Să zic, duminica viitoare facem o colectă minim 30 de euro fiecare, 50 de euro. Deja facem un calcul. 50 de euro cu tipanii din pe 110 ori. Cred că nimeni nu putem merge. Întotdeauna n-am înțeles un lucru. Cum banii pot să aibă o valoare în piață și o altă valoare la biserică? Când se duce în piață un român cu 10 lei, îl și lăpășit să lași cu 10 lei în piață. Când vine la biserică cu un leu. Deodată un leu are o valoare, mă duc să mută în piața la biserică. Că uite cât poți cumpăra un leu. Știi ce zice Daniel? Nouă mi se cade să ne sărăm pe fața iarăși, o închinare fără preț. Să vii, să cânti, să predici, să stai în bancă, nici comentarii, mai niște bârferi scurte la ușă și ai plecat. De aceea. Și aseară am spus că adevăratul slujitor este unul care are chemare. Dacă n-are, e un bărbat, o femeie, o tânără care are o chemare. Dacă n-are chemare, că dintre toți, Dumnezeu a ales pe unul. Numai la mântuire cine vrea. La slujire îi cheamă El pe nume. Așa că te rog, mai dai din toate. Oprește-te. Iar ce dezastru să stabilești ca desiderat în vieții tale spirituale ajungerea mea în comitet. Când ajung acolo să zic, în sfârșit. Numai Adam o să-ți dați ce o spune nevastă pe un comitet. Și am zis, da, adevăratul slujitor este unul chemat de Dumnezeu, dar pe ăsta îl îmbracă Dumnezeu. Pe ăsta îl îmbracă Dumnezeu, mă înțelegeți? Și când te îmbracă Dumnezeu, și te-ar vrea să te dea tot jos, nu pot. Amin. Dumnezeu a zis lui Saul, ți-o luat împărăția și i-o dat-o lui David. Și-l poți făitui toată viața. El e regele. Și spuneam aseară, și este și o întrebare pe direcția asta, spuneam aseară, că e extraordinar, că Dumnezeu îi zice lui Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te. Normal ar fi fost să spun, am să-ți primi doi frați să te întărească, să te îmbărbăteze, dar Domnul zice, de aia nu mai ești. De aia nu mai ești care să te întărească și să te îmbărbăteze. Nu e așa că ți-i dor din astfel de frate, de astfel de soare. Să mă mai întărească cineva, că de așa, de lovit în coaste, îți vânător. Când trebuia să fiu ordinat, am făcut o vizită în Bucovina, cred că Ester a fost în grupul în care a fost atunci prin Bucovina, dintre cei care au fost atunci, am luat cu mine 30 de tineri. Și m-am întâlnit cu un frate în vârstă, care a fost păstor în toată zona Bucovinei, pe Vicovuri, a plecat la Domnul, a peste 90 de ani, și fratele meu cu el, care era păstor la Rădăuță, a spus, frate Chirici, Marcel urmează să fie ordinat. Fratele Chirici, așa un om foarte calm, a zis, băi, Nelu, și dacă are gâtul larg, zice, ordinanță. Dacă nu, că nu cântăreți, o zis, predicată, e, zice el, da. Zice, vezi tu, băi, Nelu, un pastoral, trebuie înghițită găina cu penii cu penii. Mi-am dat seama, atunci nu l-am înțeles, dar de atunci am înghițit o amicul ăla. Cu penii cu penii. Un slujitor e chemat, indiferent care e domeniul slujitorului, cu surorile, cu tine, copiii, am văzut o pe domnița, pe orice ar fi, trebuie să fie chemat. Și trebuie să-l îndreacă Dumnezeu. Și ne-am uitat la ținut, a depărat un slujitor, nu asta. Aleluia. Asta nu vrea de nici să-i bine, ce să zic. Dar cât e frumos, în general. Frumosul e greu de definit astăzi. Ce-ți place ține la față, trebuie să nu-i placă. Și vei avea o problemă. Dar Hristos te îmbracă încetul dinăuntru. Amin. Și când te îmbracă dinăuntru, dă-n afară. Și rămâi tu uimit ce se întâmplă. Și am spus la final că ar mai fi ceva,
Când Dumnezeu te cheamă, când tu ești adevăratul slujitor, te-a chemat Dumnezeu și te-a îmbrăcat Dumnezeu, îți dă o slujbă specifică. Nu fac toți de toate. Gershom, Gehat și Merari, cea fiecare ceva specific în casa. În seara asta, păstorul ăsta, slujitorul ăsta chemat, cântărețul ăsta chemat, are autoritate. Sau n-are? Nu știu ce părereți. Oare să aibă autoritate? Aș vrea să spun câteva lucruri cât pot de telegrafic. Mâine discutăm cu fratele meu de ce, cum e programul mâine? Ce se face mâine dimineață? Și apoi marți. Bineînțeles, mâine seara, dar mâine pe ce am zis, ce să facem ca să ne căsătorim? Sunteți. În principiu, aș anticipezi, sunteți. E un lucru pe care vrea și Dumnezeu. Și de aceea vă încurajez să aveți toate șansele. M-a sunat de undeva o mireasă și mi-a spus că mă iubește, mă dragul meu. Tu iubeștiți nimine. O pus să-mi spună că e drag și că vreau să mă cheme la munte. Prin producere care era gata să nu mă duc. M-am dus până la urmă, am zis, am nepastă, am prunci, te iubește-ți mine și pe Domnul. Și eu dat pe eu, chiar uite la munte. Dar aș vrea să ne uităm la autoritate, dar iarăși ar trebui să definim un pic câteva lucruri. Autoritatea e de două feluri. Este autoritate delegată și este autoritate câștigată. De pildă ca tată, am autoritatea delegată prin faptul că pruncii mei s-au născut în familia mea. Asta e autoritate delegată. Pur și simplu, pentru faptul că Dumnezeu mi-a dat copiii mie și mi-a dat un orânge, înseamnă că m-a delegat cu autoritate. Dar există și autoritate câștigată. Când Dumnezeu te pune aici diacon, responsabil cu tinerii, un alt diacon, păstor, presbite sau slujitor la tineret sau la cor, asta înseamnă că Dumnezeu te-a delegat cu autoritate. Dar autoritatea asta trebuie și câștigată. Este cealaltă parte a autorității. Câți părinți nu și-au pierdut autoritatea în fața copiilor? Deși o au pe aia delegată, dar nu o au pe aia câștigată. Îi zice tata, hai în coajă, nu-l poate așa. Îi face sânul, stai cu minte. Mi-am constatat așa că copiii, mama sa, ca să se liniștească în biserică, le face să uite-te la taică, doamna, am bun, să se uite la mine. Dar credeți că vroiau să se uite la autoritate? Nu vroiau. Sunt trâncere, atâta să... Mama sa, pitica de bară, uite-te-mă la taică, doamna. Și nu se uita, s-a apuc să-i fac un semn, că dacă îi fac un semn, vorba aia, la un semn deschise-i... Care? Îți trebuie autoritatea și aia câștigată! Ce ziceți, părinții voștri au autoritate? Adică să nu încurcați autoritatea cu șăfia. Autoritatea n-are nimic cu dictatura. În biserică nu funcționează că cineva să ridică, bate cu toată un Scandenberg aici în Ambon și ne spune, așa face. Aia nu e autoritate, aia e dictatură. Autoritate e aia când cineva te cheamă, veniți după mine și te cheamă cu așa autoritate că tu te încolonezi numele pașilor lui. Amin. Orice femeie se duce după un soț cu autoritate, dar după un dictator se duce. El gândește că soțul, cum gândește el autoritatea? Și pe mine m-a pus Dumnezeu, faci cum îți spun. Ori, rupe-l cât. Nu, tu atunci ești soțul gen Rambo. Spargi tot, munți, distrugi o armată. Dar dacă ești cap, dacă ești conducător, atunci tu ai autoritate. Soția se uită cu iubire, cu plăcere. Oricât v-ați surprinde, bărbații, ce vă spun acum, e adevărat, ascultați-mă ce vă spun, încercați. Spre deosebire de ce spun ăștia că fac niște exerciții, nu încercați acasă, eu vă spun încercați acasă. Încercați să nu vă dominați soția,
ci s-o conduce. Și ascultați-mă ce vă spun. Orice femeie din lumea asta îi place să fie condusă, nu dominată. Încercați asta acasă. Dacă bubuie ceva, haideți, nu-i spuneți. Așadar, suntem interesați mai întâi ce e autoritatea. Păi aia delegată și aia câștigată. Dar de unde vine asta? De unde vine autoritatea aceasta? De aceea am ales textul acesta, pentru că este o epistolă colectivă, care avea de delegat foarte multe frământări în Corint, un oraș cosmopolit cu influențe multiple, și trebuia un bărbat cu autoritate. De pildă, Pavel îi spune lui Timotei, te-am lăsat în Efes să poruncești unora să nu înveți altă învățătură decât aia care ți-am spus eu. Amin. De-aia te-am lăsat. Să poruncești, nu să rog. Dar trebuie autoritate ca să poți porunci, că dacă nu vorbești în bani. Îți scriu aceste lucruri, zice Pavel, cu nădejdea că voi veni la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți, a fost discuția de azi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, nu e a noastră, dacă ar fi casa noastră, cine ar putea face regulile? Noi. Auzi că pe casa lui. Dar pe casa lui cine face regulile? Păi unul care are autoritate delegată și apoi câștigată. Ați vrea să facă reguli la corp, unul care nu știe cum arată o partitură, cum arată, ați vrea? Nu cred. Să spună cineva că nu cânti bine unul care nu a cântat niciodată, care nu are nimic cu muzica. Unul care nu a predicat niciodată, care nu a avut niciodată o exegeză pe un text din Biblie, să spună că adevărul ăla nu-i biblic. De aceea când ne uităm la Domnul, zice că El vorbea altfel decât ceilalți. Cum? Ca unul care avea putere. Așa că suntem interesați în seara asta, toți slujitorii de aici, că noi ne-am uitat la început în ceea ce a zis Petru, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care și l-a câștigat Dumnezeu să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Noi toți, într-un fel, slujim. Și am vrea să o facem cu autoritate. Specificul împărăției lui Dumnezeu este ordinea, rânduiala. Dacă nu există rânduială, atunci există haos. Opusul este haosul. Semnul distinctiv al împărăției lui Dumnezeu nu-i crucea. Noi avem o cruce pe fronton, la plus 15 metri. Unii ne-au condamnat. Vezi că și băia de semn, ca noi, ăsta e semnul. Nu e ăsta semn. Asta e semnul clădirii, mă, da, a bisericii. Că casa lui Dumnezeu suntem noi. Dacă păstăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Asta e adunarea, e biserica asta, asta e clădirea. Trupul viu, organismul viu, care respiră, care trăiește prin Hristos, suntem noi toți. Amin. Și i-a spus, nu asta e semnul, că Domnul a zis, dacă vă iubiți unii pe alții, rugăciunea din 17, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Nu dacă vă puneți ceva pe fondul bisericii. Noi am construit biserica, apoi s-au construit niște case în față și noi am fost un pic amărâți, așa că ne-au cam acoperit. Și a venit un american la mine și mi-a spus, Marcel, nu fi supărat. O zis, dacă trăiți pocăința, nu se vă pot acoperi nimeni. Și dacă nu o trăiți, o să vă pară bine că vă acoperiți cineva. Și că sunteți numai în avantaj. Așadar, în seara asta, dumneavoastră, ați iubi autoritatea. În general, nouă ne place autoritatea astăzi. În societatea noastră, place așa, caută oamenii autoritate? Vrem noi așa ceva? În școală, pruncilor noștri, le place autoritatea? Numai dreptul îi se dau. Au și dreptul să nu învețe și să treacă. Dacă un profesor, de pildă, îl pică la un examen, ce zice elevul despre ăsta? E rău. Nu că el mediocru, e profesorul rău. Nu ne place autoritatea. Ție îți place?
De aceea, câteva frământări, apoi vom încerca să răspundem și la întrebări și poate și mâine seara putem și în privat, nu vă sfiiți, eu rămân, nu mă grăbesc deloc, stau, vă cunosc pe mulți, dacă nu vă cunosc, nu te sfii să vii să mă întrebi, să dai mâna și să-mi dai o palmă, să-mi dai numai cu măsură și nu se întâmplă mare tantam, nu. Aș vrea să aveți toată îndrăzneala, toată libertatea să vă apropiați, sunt extraordinar de normal. Așadar, să puțineți la drum să înțelegem de unde vine autoritatea, frământarea asta pe care a avut-o și Apostolul Pavel, autoritatea asta a slujitorului și înțelegem asta și din felul în care Pavel își apără slujba lui, nu pe sine să apără. Amin. Și slujba lui și-o apără Pavel. E o diferență extraordinară, linia de demarcație e foarte fină. Nu eul lui în ebraică, în limba originală a Bibliei, ordinea persoanelor, cum sunt persoanele la noi în gramatica noastră? Eu, tu, el, ea, este singularul, noi, voi, ei, ele, plural, da? În ebraică nu e așa. În ebraică, ordinea persoanelor și ordinea persoanelor îl îndreaptă să-l cinstească pe el mai întâi. Zice că el, tu, el. Așa gândește eu, așa e gramatica lui. Noi și prin limba, și prin gramatică suntem dezavantajați că eu sunt primul. Dar când mă uit la Pavel în textul nostru, constat că Pavel este un bărbat care își apără slujba, nu persoana. Deci dacă ai zis despre mine, e una, dar slujba, o merit sau nu? Și asta a fost o frământare extraordinară, iudaizatorii veneau după Pavel și tulburau bisericile și sursa dezbinărilor în Corint a fost lauda de la oameni și lauda și bătaia pentru oameni. Unul ia lui Chifa, unul ia lui Apollo, unul ia lui Pavel. De până acolo Pavel trebuie să zică, dar cine a murit până la urmă pentru voi? Așa că Pavel este interesat în textul ăsta și în toate epistolele, mai ales în 1 și 2 Corinteni, să-și apere slujba lui. Și Pavel copiază un model cristic și el zice, eu, Pavel, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos. Asta îl caracteriza pe el. Aseară am stat și m-am uitat la blândețe, ca să nu confundăm cu oamenii molatici. Blândețea nu sunt oamenii molatici. Eu aș pica din sat. Cu blândețea lui Hristos, blândețea nu e o slăbiciune, zice Apostolul Pavel, ci este puterea de a ține sub control puterea Domnului. Nu judecați, zice Pavel, după înfățișare. În primul rând, autoritatea slujitorului, zice Apostolul Pavel în textul nostru, vine din armele cu care ne luptăm. Din armele cu care ne luptăm. Și când te uiți în Biblie și citești textul acesta 3-4, zice, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, sunt întărite de Dumnezeu, ca să surpe întărite. De unde vine autoritatea slujitorului ăla chemat, îmbrăcat, cu slujbă specifică? De unde vine? Din armele cu care se luptă. Tu ai vrea să fii slujit de un om care tot seamănă așa de scordie. Se duce la unul, îi zice una, se duce la altul, îi duce altul, dar se iasă lui, el bine, se iasă lui pasența. Ai vrea să iau un asemenea slujitor? Sau te uiți la el, ăsta n-are nicio treabă, nu se dezvinovățește, stă liniștit, armele cu care se luptă sunt armele luminii, știam de la ele. Autoritatea oricărui slujitor. Știi când un slujitor îi săpa bine cu hârleți și lopeți și îl sapă de jurul pe jurul până să clatină. Știți ce e interesant? De unde vine autoritatea? Din armele cu care răspunde la provocarea. Și armele astea sunt armele luminii și nu sunt armele firii. Deloc nu sunt armele firii. Și când ne uităm în Fapte 7, în Fapte capitolul 7, pune-ne un pic Fapte capitolul 7, 20-36, Luca explică, în Fapte 7 este predica celebră pe care a ținut-o Ștefan înainte ca ploaia de pietre să vină peste el. I-a oprit un pic și a zis, stați un pic să vă povestesc istoria lui Israel. Și când povestește despre povestea asta lui Moise, el ne ajută să înțelegem ce nici Moise n-a înțeles,
că eliberarea nu vine cu armele întunericului. Care a fost tentativa lui Moise la început? Citim textul imediat. Care a fost tentativa lui Moise de a elibera poporul la început? Vă aduceți aminte că au găsit un egiptean care bătea pe un evreu. Și ce-a făcut Moise? Stai un pic. I-a dat câteva palme, nu știu, cred că mai mult, așa e tradus, că a dat o palmă. Nu știu, dat-o cu puterea Domnului, cu puterea Domnului Moise. Dar știu că egipteanul a murit. Și știți ce a spus Domnul Moise? Du-te în Egipt. Să te învăț că autoritatea ta în fața fraților tăi. O avut o autoritate în fața fraților săi. Păi să citim, să vedem. Iată textul în fața voastră, zice, pe vremea aceasta s-a născut Moise, este parte din predica lui Ștefan, care era frumos înaintea lui Dumnezeu, a fost rănit 3 luni în casa tatălui său, și s-a întâmplat și când a fost lepădat, l-a luat fica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiul lui Israel. Și a văzut pe unul din ei, adică un frate de-a lui, suferind nedreptate. I-a luat apărarea, dar cu ce arme? Te-ai fi așteptat așa, Moise, să aibă autoritate acum. Dar fii foarte atenție, deci i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel a suferit și a omorât pe egiptean. Care a fost reacția fraților lui? Ca ce era mică, eu să credeai că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, că e un om cu autoritate. Dar era? Nu era. Dar n-au priceput. Ce zice? Nu erau buni armele. Care e textul? În continuare. Pune-i de loc textul în continuare. A doua zi când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Dar știi ce s-a întâmplat? Nu au avut autoritate. Oamenii lor a zis el, voi sunteți frate, de ce vă îndreptățiți unul pe altul? Și eu răspuns asta. Dar cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Ați zis la vorba prin biserică așa. Și ești tu să-mi duci tu mie? Ei, tu, de unde ești tu? De când ești tu la Muntele Sionului? Voi o să aici, tu știi cum te împâi, s-o pus aici? Și ce crezi că dacă ai dat bani la biserică, ai autoritate sau ce? Aleluia! Așa? De unde ești așa? Te gândești că dacă tu ești la început, tu ar trebui să fii primul? Poate că ar trebui să pleci. Să nu dai pace, să ne trăim în viață. N-avea autoritate. De ce? Armele vin la tine. Așadar, autoritatea unui slujitor, zice Apostolul Pavel, armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Și acest principiu este predicat de Apostolul Pavel și în Efeseni 6. Și fratele la amintit, pune-mi un pic Efeseni, capitolul 6, 10 la 12. Îi autoritate, ea vine de undeva. Încolo, fraților, zice Apostolul Pavel, Efesenilor și nouă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține a piept împotriva uneltirilor diavolului. Și 12. De ce? Spuneam și aseară, când Dumnezeu ne și îmbracă, că fiecare se îmbracă, știți cum? Pe măsura războiului pe care îl poartă. Dacă te-ai gândit, spuneam aseară, să te lupți cu baptiștii, tu așa te echipezi. Tu te simți cel mai bine când ai dărâmat tu. Și eu mă simt cel mai bine când o pica tu. Ăsta e un război care te epuizează, dar nu va fi încoronat. Nu vei corona pe lumea. Întunecat în mediul, în vremea pre-reformatorilor, Jean Hus a fost unul dintre pre-reformatori și în vremea aceea se credea că oricine participă la moartea unui așa numit eretic aduce o jertfă lui Dumnezeu. Și că Ioan Hus a fost ridicat pe rugul aprins și o bătrânică a luat și ia o crenguță de jos și o aruncat-o pe rug ca să aducă o jertfă. Și Jean Hus a strigat din foc, o să rămână naivitatea. Armele nu-s bune. Dacă nu-ți cunoști războiul, nici nu te echipezi pentru războiul ăla. Tu te luți cu frații. Nu ești echipat pentru război. Armele cu care slujești sunt armele întunericului. Autoritatea unui slujitor.
este dată în primul rând de armele cu care se luptă. Apostolul Pavel zice că armele cu care ne luptăm sunt în 2 Corinteni 10:4. Armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești. Păi, n-avem timp în seara să ne întoarcem în Galateni și să vedem faptele firii pământești. Și sunt puternice, întărite de Dumnezeu, să surpe întăriturile noi. Noi răsturnăm izvodirile minții, zice Apostolul Pavel. Așadar, când în seara asta vorbesc despre autoritate, mă gândesc mai întâi la armele cu care te lupți. Ca să cunoști, să iei armele cele mai bune, trebuie să știi războiul care l-a luptat. Tu știi care e lupta de cărbici. Pavel a știut foarte clar când a început lupta, care e lupta și când s-o gătat. Ai putea seara asta să ai o asemenea percepție, gândire, autoritatea unui slujitor? Dacă te dă cu masă și ne spune, nu mă place, mergi și ies prin biserică, le arătăm, îi rupe, pe toți. Ies fașelul, ies prin biserică, dar ce crezi că s-o cumpăra mama ta biserică? Crezi că biserica e a ta? Tu înțelegi că biserica este a lui Hristos, că e stâlpul și temeria adevărului și cu mare, mare bădat de seamă. Trebuie să lupte cu poporul Domnului. Că e vai de cel care stă fără grijă în Sion, care trebuie foarte clar să-ți verifice arsenalul cu care dobori. N-ați văzut oameni care nu sunt sănătoși dacă atunci când vine aici ne mitraliază pe tăți. Vine la rugăciune în loc să ne dai un îndemn, ne desfințează pe tăți. După aia zice, hai să ne rugăm, bă, știi mai poate. Că tu ai făcut să ne dai un îndemn, să ne încurajezi să ne rugăm, că de amărâți am venit noi, pe front, de afară amărâți. Aici am venit în spitalul de campanie. Noi am crezut că tu vii să ne dai un îndemn, nu să ne distrugi, ne desfințezi. Nu suntem buni de nimic, spune. Generalizări nu sănătoase. Dacă tu nu ești bun de nimic, nu zici câtă adunare nebună. Că sunt oameni cu frică de Domnul. Oameni care se teme de Domnul. N-ați auzit mediocri și în școală, zic așa. Dacă el are 4-50 ani, știi ce zice eu despre clasa lui? Și tot suntem praf. El să simte mult mai bine. Când dă examenul unul leu cu 10. El, bineînțeles, că are 1,50, unul din oficiu și 50 cu scris. N-ați auzit frați care nu trăiesc pocăința? Că deși sunt dezastru. Eu vă spun, oricât de mare sunt dezastru, sunt oameni oricât de Dumnezeu. Și șansa celor ce spre moarte, am pierdut. De cei care trăiesc. Și de aceea te sfătui, dacă ai viață, rămâi între muribunți. Că viața e contagioasă. Naște și în alții tău de viață și tău de ce. Așadar, în primul rând, vă rog să vă uitați ce zice Apostolul Pavel, ne trebuie slujitori cu autoritate, dar autoritatea derivă, curge, dacă vreți, izvorăște, tocmai din armele cu care ne luptăm. În al doilea rând, autoritatea vine din adevărul proclamat. Autoritatea vine din ce spun, din adevărul pe care îl proclamă un slujitor. Dacă corintenii credeau în minciunile iudaizatorilor și pur și simplu dădeau pe o parte predica cuvântului Dumnezeu, problemele bisericii de ieri și de azi nu se pot rezolva prin tot felul de reguli administrative. Așa, să aduci aminte, numele biserică, ce facem? Mutăm pomul aici. Și ce facem? E vorba la Domnului, de aceeași mărie cu altă părăie. Rânduie, zice, nu se mai poate, zice. Gata, bate-l în cuie, carabină în vertezele lui Luther. O să întâmplă nimic. Că vede pe aceea din amunt. O să întâmplă nimic. Poate că decimezi un pic biserică. Sunt unii care zic că eu nu mai vin. Și ce-a făcut aici? Că e numai bine și nu poate fi confruntat cu învățătura pe care o ai să pierde. Nu vă puteți imagina ce poate însemna la un moment crucial. L-am discutat aseară pe Marina mea, stămina lui Dumnezeu asta, căderea unui bărbat de la noi din biserică, o prăbușire pe care nu vă dorești și nu vă doresc nimănui. Eram în zorii predicării mele, eu 23-4, eram poate, dacă nu cumva mai bine. Și mi-a spus soțul meu, s-a prăbușit în alcool.
prima seară nu am putut duce la el, pentru că era triviat. Și a doua seară a venit s-o prăbușit într-o otavă de toamnă răurată, undeva pe niște grădini. Și m-a sunat soția lui tremurând. E căzut undeva. Am încercat să iau la ternă, dar n-am găsit. Și m-am dus așa în noapte, bușbuind în otava lunii octombrie. Și deodată, mergând prin otava asta, rece prin grădini, m-am prăbușit peste el. S-a oprit inima de spaină. Și când mi-a ridicat din otava aia, mi-a ridicat nasul în nas amândoi. Mi-a zis, Marcel, la botezul meu s-a spus că e mare bucurie în cer. Ce e în cer acum? Și te trică cerul plânge ori de câte ori un om din propria alegere decizie pleacă. Era vineri seara. I-a spus, hai să mergem în casă. S-a trezit instantaneu în funcție. Mi-am dus în casă, m-am rugat și am spus, nu, ne avem biserică, avem rugăciune. Știu că diavolul ți-a spus, acum dimineața ieși, aruncă-te în trei. De unde știe, mi-a zis, asta e strategia lui. Am ieșit la 4 dimineața să mă arunc în trei, mi-a spus. Dar a venit autobusul de fel. Un autobus care ducea schimb bunul la Bistrița. Și m-am urcat în autobuz. Și am înțeles, spus, diavolul, cumva să mai mergi la biserică, pentru că ești plebea. N-ai nicio șansă, ia-s-o, dragul meu, șansa, dar trebuie să vii mâine seara la biserică. Hai, te rog, mâine seara, așa prăbușit cum ești. S-ar putea frații să se uite cu coada ochiului cu respect, să se uite Hristos la tine. Vino, te rog, primul la biserică, să nu fie de nimeni. Și cred că eu voi fi la rugăciune mâine seara și când o-i anunța, nu știu cum, mi-am rugat. Te rog, roagă-te mâine seara. Că diavolul spune, tu te-ai găsit să te rogi, mă. Când a venit fratele, tatăl meu deschideat atunci biserica și rânduiat acolo. Când a deschis, a venit tata să deschide biserica ei, el stătea pe o botură de gata în fața bisericii. Tata s-a uitat și-a spus, dar ce-i cu tine așa de vreme? Am murmurat ceva, nici tata n-a înțeles. Dar când am sosit eu la biserică, mi-a spus, vezi ce-i cu el, cu ceva iubit, eu știu ce-i lasă pe mine. Am citit un cuvânt și n-am apucat să fac o introducere ca să-i invit la rugăciune, că a început o rugăciune cum n-am mai auzit. Mi-a spus peste ani, Petrică, mi-i dă-o de rugăciunea aia ta. N-am auzit-o de mult. S-a rugat cum nu vă puteți imagina. Ce să fac cu el? Că l-a primit cerul, voiați să-l puneți în deșiterea? Cerul l-a iertat. Niciodată nu s-a mai prăbușit. Transformarea a fost brutală. Seara asta s-ar putea să fie așa și tu. Nu te știe nimeni. Dar te rog în seara asta să nu pleci de la adunare, fără să te proștepi înaintea lui. Nu-i baie că te văd, frații. Bine că te primește Hristos. Nu mă interesează ce zice nimeni. Câte vreme Hristos spune bine ai venit acasă. Nu mă interesează. Așadar, mesajul este esențial de acolo. Vine autoritatea. Spuneți-mi ce să-i fac fratelui ăsta ca să mă urască. Eu zic, frate Marcel, eu mă bucur de tot ce se întâmplă la voi, la tine în casă. Unii nu se bucură prima, dar el se bucură. O familie a fost salvată. Băiatul lui astăzi mă înlocuiește când eu sunt aici la voi. Oare ce-ar fi fost? Dacă nu am un mesaj cu autoritate. Oare ce-ar fi fost dacă spun, mâine sunt țâtule, mănuțe, rușine, mi-ai făcut de tată. De parcă tu ai fi fost mai bun. Tu chiar crezi că în seara asta ești aici la el de rău și bunătate. Ne trebuie căutător. De fire isipitor, mă înțelegeți? Patru oameni purtau pe o cargă în slăbănog în mari doi. L-au purtat zile până când l-au putut așeza într-o zi în prezența binecuvântată a Domnului. Ascultă-mă ce spun în seara asta. Dacă nu ești la un capăt de targă, sigur ești pe cargă. Adică dacă nu ești soluție, ești problema. L-au dus, l-a lăsat înaintea Domnului și știi ce zice Domnul? Cuvânt care mă pune în mine. Nu i-a văzut Domnul credința lui ăla, a văzut credința lor. Când i-a văzut Domnul credința, o zis slăvănogului, păcatele tale care sunt multe, îți iertate. Știți, am tot citit în Biblie să văd dacă
nu-i laudă un pic pe ăștia patru și ăștia nu mai apar în scenă. Și de ce nu-i mai găsim? Că erau plecați de mult să facă o săptămână. Treaba lor nu era să-i bată cineva pe umăr din adunare. Nu să zică cineva că e propune în comitet. Treaba lor era ca un alt săptămân să ajungă în prezența Domnului. Adevăratul slujitor, autoritatea lui derivă din cuvântul pe care îl proclamă, pe care îl spune. Spre deosebire de iudaizatori, Pavel zice în 10 cu 5, noi răsturnăm izvodirile minții. Sunt oameni care stă toată ziua și se gândește la niște idei. Astea sunt izvodiri ale minții. Are el niște reguli. M-am dus în biserică și mi-am pus un pic de gărduț între facem de sub. Un pic de gărduț. Și am intrat pe la surori, am întârziat, am zis, și n-ai tăt, cosă, ce că n-ai tăt, nu-i trebuie. Păi, nu te acolo, nu se poate crește în față. Și apoi zice, cum să stai gata? Astea sunt izvodit ale unor minți porneale. Au și s-au gândit că facem rânduia, punem gata. E adevărat că la acolo n-am putut să fac. Și le-am și zis că și noi predicăm că între unii și alții chiar o prăpastie. Și că nu se poate ajunge din la unii la alții, dar cum biserică. Când vom ajunge în veșnicie între unii și alții, îi gardă la biserică. Ce se astea? Izvodii ale minții. Pavel zice, mesajul pe care îl proclamăm noi, nu-i de obășie omenească. Nu-i de sorginte umană. Mesajul te autorizează, te împuternicește. Mesajul acesta face să ai autoritate, nu tu ca persoană, ci mesajul tău e un mesaj cu autoritate. Spune-mă în seara asta, Doamne, dă-ne asemenea oameni. Amin. Vrem asemenea lideri între tine. Amin. Vrem la surori, asemenea surori cu autoritate. Vrem la sfatul bătrânilor, oameni cu autoritate. Nu aia impusă. Aia care derivă din mesajul pe care îl proclam. Unde-s bărbații ăia care se strădice să spună așa vorbește Domnul. Îi dor de oameni. Nu poveștile tale. Nu eu am încredințarea că pe cuvântul ăsta nu-i părerea. În cuvântul ți-i spun părerea că tu te gândești aici așa ar fi. Și dacă nu-i așa. Și ne-ai dus pe tăți într-o direcție veșină. Și dacă nu-i așa. Dacă nu ești de plin conștient că e așa, taci. Că Biblia ne învață că în prezența Domnului ca jertfă e mult mai înțelept să taci decât să aduci recunia asta. Și Domnul spune o mulțime de cuvinte. Și el se gândește că și-o spus el, nu mai știe nimeni. De aceea ne trebuie autoritate și autoritatea slujitorului este dată de autoritatea adevărului pe care îl proclamă. Ce zice Pavel despre adevărul pe care l-a proclamat el? Mai întâi zice că toată Scriptura pe care o predică el este inspirată de Dumnezeu. Insuflată de Dumnezeu. Și apoi zice el în Romanii 1 cu 10 că de-aia nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, că puterea nu-s eu, dar în Evanghelia asta e puterea lui Dumnezeu pentru toți, nu pentru toți. Pentru toți cei care cred. Dacă nu crezi, era nicio putere. E o poveste. De asemenea, când ne uităm în Galateni, pune-ne un pic Galateni, capitolul 1, o nedumerire a lui Pavel de la 6 la 10, era mirarea asta că oamenii trec de la cel ce i-a chemat la o altă evanghelie. Mă mir, zice Pavel, tare mă mir, că treceți așa de repede la cel ce v-a chemat la o altă evanghelie. Nu că ar fi o altă evanghelie, zice. Nu că ar fi o altă evanghelie. Dar sunt unii oameni care vă tulbură. Și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Tare în unii treceți atât de repede de la cel ce v-a chemat. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anumită. Asigură-te că ce spui este Evanghelia lui Hristos. Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovădește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatemă. Amin. Caut oare să placă în clipa asta oamenilor, bunăvoința oamenilor, sau bunăvoința lui Dumnezeu? Caut să placă oamenilor, dacă aș căuta să placă oamenilor, n-aș fi Romului Hristos.
De unde vine autoritatea unui slujitor? Cum e unul cu autoritate și unul n-are greutate? Unul are greutate pentru că mai întâi, am spus adevărul acesta de multe, armele cu care se luptă sunt armele luminii. Doi, adevărul proclamat nu-i de sorginte umană. Ceea ce zice Apostolul Pavel e un adevăr extraordinar, autoritatea Domnului era dată de autoritatea cuvintelor pe care le rostește. N-ați auzit oameni care spun, de ce n-are cuvânt? N-are cuvânt. El zice seara una și până dimineața îi alta. Te prinde de obraz, cum ar zice românul, țării de corne, zice te șută. Și te trebuie, de ce? N-are autoritate. Păi un om pe-a cărui cuvânt nu te poți baza. Autoritatea slujitorului, zice Apostolul Pavel aici, în cuvântul acesta, este dată de autoritatea cuvântului pe care îl proclamă. Pune-ne un pic și 1 Corinteni, capitolul 1, 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 22-23. Uitați-vă ce zice Apostolul Pavel în relație cu cuvântul Domnului și cu scopul cu care el predică. Zice, iudeii, în adevăr, ce minuni. Și grecii caută înțelepciune. Avem 3 variante în seara asta. Dacă vrei să fii cu greutate, zice Pavel, dar noi îl propovădim pe Hristos cel răstignit. Care pentru iudei este o pricină de potinire și pentru neapoi o nebunie. Tu ce ai cere în seara asta? Ce ai vrea? Să fii un făcător de minuni sau să poți predica Evanghelia lui Hristos? Dar fii sincer cu tine și răspunde numai la lucrurile tău. Cineva mi-a zis de a avea în credință și să ridica apologul ăsta de pe pat. Serios, a spus. Uite, eu citesc că sunt în Biblie oameni care prin credință n-au vrut să se ridice de pe pat. Uitați-vă de pildă ce zice Epistola lui Pavel către evrei. Când Pavel vorbește despre umblarea prin credință, știți ce este credința, zice Apostolul Pavel așa. Zice, prin credință sunt în Evrei 11:33. Prin credință au cucerit de împărăție, au făcut dreptate, au căpătat păgăduințe, au ascupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei. Femeile, sunt în 35 acum, femeile și-au primit înapoi morților înviați, dar uitați-vă ce zice, o altă listă a credinței. Unii prin credință, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care îi se dădea, au fost chinuiți, au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, chinuiți, au murit uciși de sabie, au privegit îmbrăcați în cojoace, tot prin credință. Dacă aș pune lista asta, că prin credință scap de foc, de sabie. Și prin credință poți să fii de atât loc cu fierăstrău. Tu care îți ești de credința mai mare? Unde crezi că strădă credința mai mare? Să scapi o bolă sau să accepti să fii de atât loc cu fierăstrău și să fii așa tăiat liniștit? Am cunoscut un băiat care era din Sudan. Un negru, un mulat. Mi-a povestit că a fost băiatul șefului de poliție de acolo. A venit să facă științe economice la București. La București s-a întâlnit cu Hristos. L-au închis la Jilava ani. După un an de zile l-a cunoscut acolo pe Hristos și i-a înscenat ceva și acum e predicator în Giulești, într-una din bisericile internaționale de acolo. Sunt toți cei care vin în România într-un fel sau altul. Și mi-a povestit că e condamnat la moarte și a zis că prin tăiere în două cu fierăstrău. Și-a zis, mă, Peter, păi cum îi taie în două? Mileniul 3 și eu sunt tăia lung. Eu nu înțeles să-mi tăia. Zis că poți tăia lung. Au să prin credință asta. Ce zici? Tu care mi stai alege prin credință? Slujitorul cu autoritate. Păi prin credință. Deci ce trebuie să facă bine? Iar că unul prin credință au unit, au privilegit încăpăturile Pământului. Ei de care lumea nu era vernică. Știți, lui Hristos nu-i face plăcere să ne vadă suferind. Dar îi face plăcere să ne vadă făcându-i voia cu prețul suferinței. Nu-i face plăcere să ne vadă suferind. Face plăcere să ne vadă făcându-i voia cu prețul suferinței. Păi de asta. Autoritatea slujitorului este dată de adevărul proclamat. De aceea David a zis, strâng adevăr în inima mea. De ce? De ce mă ce spune voi? Că din aceeași bună de izvor nu puteți și două feluri altă. Ca să nu păcătesc împotriva ta, ca să iasă deasupra ce trebuie să iasă. Așadar, zice Apostolul Pavel, am nevoie de autoritate și autoritatea asta vine în primul rând din armele cu care ne luptăm, de aceea debarasați-vă de chestia asta, de încreștarea asta, armele firii, în care le spui la toți, bă, nu e adevărat, să vezi că nu te preocupa nici așa. A
mea rămâne bună, intactă, gata pentru Dumnezeu, autoritatea apostolului vine din adevărul pe care îl proclamă și de aceea, dragii mei, vă rog să predicați cuvântul. De ce e important să predicăm cuvântul? Pune-mi un pic Romani, capitolul 10. De ce e important să predicăm cuvântul? E atât de important că nu vă puteți imagina. De ce unii oameni au o credință strâmbă? Știți de ce? Din pricină că n-au ascultat cuvântul cum trebuie să-l asculte și nici nu l-au primit cum trebuie să-l asculte. Uitați-vă ce zice Romani, capitolul 10, cu 14. Zice, chiar 13. Fiindcă oricine va chema, este un citat din Ioel ăsta, și Pavel îl citează la Rusalii, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Trebuie să fie chemat și trimiși. De aceea, dragii mei, când vreți să vă duceți misionar, vă rog, începeți din aproape să le departe. Înainte să ajungi în China, vedeți că ai misionat în casă. Altarul se țândă în casă și tu vrei să faci un altar în India. Chemând încă politeismul lor cu fulciulă. N-ai putea. De aceea, construiește-ți un altar acasă. Zice Apostolul Pavel, zice, și cum vor propovădui dacă nu sunt liniști, după cum este scris? Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Și au zis și zice, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Da? Mă întorc înapoi pe textul acesta și întreb, ca să ai o credință curată, ce trebuie să ai? Cum vine credința? Păi credința vine prin auzire, iar auzirea vine prin cuvânt. Dar dacă ce auzi este strâmb, trebuie să naște cuvânt. Strâmb. Unii oameni au credința strâmbă pentru că adevărul proclamat a fost strâmb. Nu s-a născut credința mântuitoare și reală pentru că felul în care au primit credința nu e adevărat. De aceea, Domnul Iisus Hristos la cei 12 Emaus de pildă care aveau mănuierile lor, ar fi putut să le facă Domnul minune pe drumul Emausului. Bineînțeles. Dar ce-o ales Domnul să facă? Ce-o ales Domnul să facă? Să le predice Evanghelia. Putea Filip când l-a ajuns pe fame să facă o minune. Dar câte n-a făcut Filip? Dar ce-o ales Filip să facă la fame? Să-i propovădească tot ce era cu privire la Hristos. Și știți cine zice Biblia despre bărbați ăștia? Că s-au dus plini de bucurie. De ce? Să născuse în ei o credință reală, mântuitoare. Pentru că autoritatea vine din adevărul proclamat. Dar autoritatea mai vine ceva. Autoritatea vine din disponibilitatea de a sluji spre zidire, zice Apostolul Pavel. Și uitați-vă ce zice el în 2 Corinteni, ce text extraordinar e textul acesta, vă rog, faceți-vă timp și săpați în el adânc. Zice Pavel așa, și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul, pentru zidirea voastră, nu pentru dărâmarea voastră. Știți ce avem în Ioan 12? Avem întâlnirea aceea din Betania. Zice că Maria a adus o jertfă. Un vas de alabastru de miere de natura de mare preț, o spart și ce zice despre mirosul mirului? O umplut toate casa. Acum, de ce trebuie să aduci o jertfă că să ne ținem de nas în biserică? De ce? Tu nu vrei să aduci o jertfă și mirosul jertfei să umple casa? Nu ești dispus să faci asta. Te gândești când pleci acasă. Doamne, Tată, ne-ai dat onoarea mâine să ies la rugăciune, la studiu biblic sau la predică. Doamne, e așa, ca să am autoritate, trebuie să am disponibilitatea să-ți zidesc trupul. Ciungii și ologii să primească putere în genunchi slăbălăgiți. Prăbușiți de peste săptămână să spune rost să ne întoarcem acasă. Am discutat cu frații nopțile astea. Credeți că Domnul n-ar fi putut să ascundă gafele monumentale ale lui Abraham? Greșeala patitică a lui David? Ba da, discutam cu Binu, cred. Le-au lăsat acolo, știți de ce? Ca să îndrăzniești și tu să te apropii. Că dacă nu le-ai consemnat Domnul în Biblie, tu ziceai că ăștia sunt supermeni. Și au fost numai oameni, nu au fost super oameni. Oameni supuși acelorași slăbiciuni. Dar ce stătea puterea lor? În Dumnezeu lor. În Dumnezeu lor.
Ce spune Balaam lui Balac, fiul lui Țipor, la poalele Moabului, când Israel a invadat țara Canaan? Zice, ăștia sunt niște cărmidari. Ăștia de 400 de ani momestecat în pământ cu paie în Egipt. N-au arta războiului. Puterea lor îi Dumnezeul lor. Desparte de Dumnezeu, să-ți fac. Păi cum se face? Dă o serată. Că n-au imunitate la așa ceva. Fă o serată, nu știu cum i-o invitat. Dar știi cum i-o zis? Hai mă o dată acum, că n-a picat cerul, i-o da afară pocăiță. Numai o dată, hai cu noi, ce are? Au dupe discotecile de aici. Numai o dată, trage cum și tu pe nas, așa să treznească plămânii. Știi, să te murit în noaptea aia. 24.000. 24.000. Nu-i așa că te tentează. Eu te-am chemat colegii. Toți au spus, hai mă și tu. Cu batic, batic la biserică, dar nu echipează-te și ieși cu noi. Marea prăbușirea lui Iuda e că norul s-a și-o schimbat ținuta într-o zi și-o încurcat-o cu o prostituată. Încurcat-o cu o prostituată, cu un copil cu ea. S-o cu norul s-a. Că ea s-a îmbrăcat după chipul diavolului și s-a confundat. Știți de unde vine autoritatea unui slujitor din adunarea asta și de oriunde? Din disponibilitatea lui, din inima lui pentru oameni. E ușor să dai în capul unui tânăr cu pierdă, dar cineva ridică asta o spate. Iar că știi ce s-a rugat pe biserică pe ridicarea lui Ilie? Să-i dea Dumnezeu o îndoită măsură din Duhul lui Ilie. Vrei de două ori Ilie? Da, dar de ce? Păi Ilie a fost ăla care a tăiat. Eu mă întorc să leg ce-o legat. Și ca să vindece, să trebuie de două ori cât ăla care tare. Dacă e trântit așa între ochi o vorbă întâia, are cineva mai reparat. Discutam despre familia azi noapte, dimineața, și am spus că noi bărbații suntem atât de diferiți. Noi zicem un cuvânt soție în iubită, și apoi după 3 zile vedem amărât și se prate, nu-i șezi, zice, un chitop o șezi de 3 zile. Da, zice că mi-ai zis, eu ce când ți-am zis, că nu știe că o zis. Și ai doborât de amărăciune și de tristare. Că ce pare pentru tine, pentru ei, mai înseamnă să nu fie atât din neînțelepsă, că slabă ești. Nu mai neînțelepsă, nu trebuie să zici. Am văzut că tu ești ca mine și vorbești pe mea. Autoritatea unui slujitor. Autoritatea unui slujitor vine din disponibilitatea lui de a zidi. Fiți gata pentru vizita mea, zice capitolul 13, fiți gata pentru vizita mea, vin la voi. Și Pavel a prevăzut că va apărea un conflict acolo, dar vreau, zice, orice acuzare să fie sprijinită de mărturia unu sau doi martori, că nu vă iau cu seamă, zice apostolul Pavel. Și doi, zice el, când vrea să zidească, zice, fiți siguri că sunteți mântuiți. Uitați-vă în capitolul, pune-mi un pic, te rog, 2 Corinteni 13, 2 Corinteni 13, 5 la 7, zice, pe voi și vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Tendința noastră e să încercăm pe ceilalți dacă sunt credință, dacă ești. Ți-am spus în prima seară sau a doua seară că tu nu poți ridica pe alții mai sus decât ești tu. Ce ne zic copiii noștri nouă, așa că se uită în diplomele noastre și văd că au 8 clasă, se uită în foaia matriculei 450 pe linie în câți ani. Ce zic copiii noștri când îi spui, bă, du-te bață! La tine, zicea lui, cine îmi zice asta? Sigur că noi avem metode, zice, bă, de ajuns să fie cu mine. Nu mai călca și tu pe urmele astea. Dar știți de unde vine autoritatea? E ca și cum eu v-aș spune, bă, fraților, citiți Biblia și n-aș fi citit-o niciodată. Aud frați care dau câte o citată, zice, cum zice Domnul, dar nu zice Domnul asta. Asta e dintr-o cântare.
Și el binește că Domnul să scrie o învățat Biblia din auzite. Și cum zice Domnul să facem, că Domnul nu zice asta. Am dat câteva cazuri numai pe care le interpretăm extraordinar de eronat. Numai de când întoarce la dragostea din trei, de eronat. Nu scrie niciodată așa ceva. Cântarea care spune, e scris că harul de la neamul se va ridica, că ești de bună credință ca cei din Berea, vrei să cați? Nu găsești. Am întâlnit un frate, un bun coleg de-al meu, predicator, care se întorcea noaptea, m-a sunat și eu mă întorceam de undeva din țară. Și mi-a spus, bă, frate, la cel, unde scrie, bă, că potopul a fost 120 de ani? Nicăieri. Hai mă, lasă-mă, cum nicăieri? Păi și dacă spun ce s-a întâmplat în seara asta la evanghelizare, am plecat despre potop și m-a știut cum plec la ușă. Și mi-a zis să-i arăt unde. Și am luat Biblia și m-am uitat și nu scrie. Și apoi i-am spus, și acum ce vrei să mai scriu eu un verset? Dacă nu scrie, nu scrie. Poate unde ce zicem noi? Nu noi, tu zici asta. Eu nu scrie. Că nu scrie, m-a deductit că o să scriu asta. Dar zicem noi ce nu scrie. Autoritatea vine din disponibilitatea asta de a te evalua pe tine. Pavel zice, autoritatea în primul rând vine din altul cu care te lupți. De aceea te rog să le verifici. Cred că prin cor ai o soră cu care nu te vezi foarte bine. N-ai de să te vezi, ca să nu zic că te vezi foarte bine. Armele cu care te lupți îți dau autoritate sau ți-o ia. Știți cum zicem noi? Zice, nu mică să durfezi. Zice, Domnul, nu mă arată. Numai două ore devastează-te. Nu vrea, dar nu poate, că e rău. Vrea să nu facă, că îți zic la început. Vara l-a făcut Domnul Martor, auziți? Și ne jucăm în felul asta și ne pierdem autoritatea, să pierzi autoritatea în familie. De ce? Din cuvinte îți pierzi. Îți pierzi autoritatea din mesajul pe care îl proclam. Nu-i mesajul care are autoritate. Vă spun ceva acum la toți slujitorii. Viața nu-i în tine, e în sămânță. Noi cei, este vreunul care nu a crescut la țară aici. Eu m-am născut la țară și am rămas la țară și mă mândresc cu asta. N-am niciun motiv. Nimile de unii care au crescut la etajul 3-4, nu știu picioare pe pământ. E tot cu capul nou. De-aia înțeleg foarte multe lucruri din Biblie. Știu ce înseamnă să sădești un pom, să faci nu știu ce, să pui nu știu ce. Știu ce înseamnă să pui două, ce zici vinul, să pui două jumici pătate de curând, zice Biblia la car, chivotul în el, și zice că dacă se duc unde trebuie, ce facem noi când le învățăm una proaspătă la car, o jumică, o punem cu una bătrână? Păi eu și acum văd bașe vinul la jum. Deci îmi ca de. Dar nu am văzut niciodată pe taică să fiu nici pe el, și nici pe ei lui, și nici pe noștri. Se pune două, dar înțelege unul la oraș asta. El gândește că le pune frâile în gură, nu văd ca să nu fie frâile. Se va autoritate, dar autoritatea vine exact din adevărul pe care îl proclamă. Autoritatea vine din disponibilitatea ta de a izbiti pe ceilalți. Îți dă Dumnezeu autoritate când ți-ai propus aici nu să-ți dai impostă, ci să-i zidești pe ceilalți. Și ascultă-mă în seara asta că oricine fi, că de-aia am venit, numai vorba lui Pavel, să culeg dacă e cu putință pe un rod. Să mă duc să le spun acasă, mama s-a pocăit al lui ăla, nu am știut că e în Spania, dar a ieșit seara aia și mi-a spus că se pocăiește, că a fost un destrăbălat și că și-a risipit viața. Dar s-a întors la Domnul, că a dat Dumnezeu autoritate. Autoritate, dragii mei, nică timpul meu vocal e foarte aspru. Asta, nu confundați asta cu puterea. Și are o putere. Asta îți decide. Înțelegeți? Puterea e altceva. Puterea e cuvântul ăla care îți atinge inima. Când te vezi ca într-o radiografie la medic și spui, uite, prestați-o. Și apoi când te vezi cum ești, începi și mormuri cântând așa cum sunt la tine vin putere, dar smerit mă închin. Mă spală în sângele stivin, o merite, eu vin. Nu ne trebuie autoritate delegată. De ce? Că asta te zidește. Aia e impusă de dărâmă. Trebuie să-i putea să o ai. Să-ți dau Dumnezeu. Mă rog pentru tot.
toți copiii de aici să crească cu părinți care au autoritate delegată și așteptată. Mă rog pentru Nelu Lauta și pentru toți slujitorii să fie oameni cu autoritate așteptată. Aia vine din puterea aceasta a armelor cu care vă luptați. Mă rog, nu-i dătumați pe alții, că are cine. Mă rog, ridicați. Vă gătați. Încurajați oamenii. Ridică-i privirea din nou și reașează pe foaia de parcurs a împărăției Dumnezeu. Nu să rămână unde îi, ci să se ridice și să umple. Este, sunt două texte în Biblie, în același capitol, în cărți din Trebituri, este Ioan 5 și Luca 5. În Ioan 5 este Betesda. Știți ce înseamnă Betesda? Betesda înseamnă casa Harului, casa Mântuirii. Dar știți ce era în Betesda? În casa Harului. Știți ce era? O mulțime de bolnavi. Și sunt câteva diagnostice prezentate acolo. Bolnavi, ciungi, ștopi, ologi, uscați, în casa Harului. Vreau că sunt în casa Harului, nu mă atleți. Nu sunt o mulțime de bolnavi. Și Domnul a văzut unul de 38 de ani bolnav acolo. În Luca 5 e un lepros. Îl evadează din leprozerie, se apropie de Domnul și știi ce spune Domnului? Dacă vrei, tu poți. Știți ce cuvânt a rostit Domnul? Un cuvânt cu autoritate. Da? Vrea. Și zice apoi că și-a pus mâna și asta te încălzește. Eu vrea. Când citești în Ioan 5, suprapus peste Luca 5, Domnul vrea și poate, tu vei. Spus la delimare. Tu devastezi tot în loc să zidești. Oare ar avea libertatea lui un slujitor în seara asta lângă mine să spună și eu vreau. Ridică-mă, Doamne, din logia asta. Din neputința mea de a ridica. Din nedorința mea de a zidi. Ridică-mă, Doamne, din absenteismul meu de a avea autoritate la adunare. Când mă ridic să-i chem pe frați după mine, nu se fac cu pumnul masă să-i spun cum se facă. Veniți după mine și frații să spună, da, cu bucurie ne încoronăm, pentru că și el calcă în urmele pașilor Domnului. Ca să poți ține tinerii mei în frâu, trebuie să te constitui într-un model. Noi nu suntem în criză de genii, noi suntem în criză de modele. Stau și vă întreb în timp ce suntem așa, dacă este cineva în seara asta, habar n-am, nu sunt încă foarte decis ce vă spune lumea dimineața. Am în minte că nu merg niciodată pe principiul inspirației de moment. Inspirația de moment vine la ceea ce am pregătit, îmi va da inspirație de moment în Dumnezeu. Dar dacă este cineva acum în seara asta, care ar avea curajul, ridicând de mână să spună, Doamne, fă-mă slujitorul cu autoritate primită de la tine. Mai este cineva, v-am văzut numele voastră. Am văzut frate Iulian, ce mare povară. Nu-ți fie greu, te-am văzut bine și pe tine, frate. Am văzut, frate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu vă puteți imagina ce înseamnă să te autorizeze să vedeți în casă. Tu nu ești roba bărbatului tău, tu ești roba Hristos. Să cereze Dumnezeu pentru tine. Voi n-ați vrea la cor să vă binecuvinteze Dumnezeu. Venit Domnul să te binecuvinteze. Doriți la Domnul să te binecuvinteze de sus. Dumnezeu să te binecuvinteze. N-avem nevoie de oameni care să ne pierdă. Dar
nevoie slujitor să rădați în puterea harului. Oamenii dânciți și-au utilizat de Dumnezeu, care să spună, nu de dragul meu, de Dumnezeu pe mine, de dragul lui Hristos, să ne coronăm în urmele pașii Domnului. Doamne, îmbracă biserica Muntele Sfântului cu autoritate. Păzește de orice de orice duh tiranic, de prosetare, de dominare. Voi nu sunteți și aici, voi sunteți slujitori. Nu-i bai dacă suspinați astăzi, suspinați în mădește. Eu vă vin și vremea cântărilor, dragi, vă vin și vremea bucuriilor. Deocamdată să facem lucrarea chiar dacă trebuie să o facem și suspinând ca să o facem. Haideți să ne ridicăm la urmă de cineva.